las pe vibrații, mă, fetelor, mă. A, mă, la ce m-a speriat. Alo? 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 Să da. Trăiți, domn primar. Da, vă rog. La telefon alegătorul Matale Fidel Pleașcă. Să trăiești, mă, la Pleașcă, mă. Cine, mă, stă, mă, cine Pleașcă? Cine a dat, mă, numărul ăla? Da! Ce mai faci, mă, la Pleașcă, mă? Ce să fac, domn primar, e de băcirea. Ce mă bucur să te aud, mă, că nu te-am văzut în viața mea, mă. Mă gândeam să vă dau un telefon să vă spui la mulți ani pentru la anul. Mersi. Și succes în alegeri, domn primar. Mersi, mă bazez pe tine, mă, nea Pleașcă, mă. Să poate. Domn primar. Da, vă rog. Dar ce faceți, v-am deranjat? Sunt cam bolnav. Aoleu. Și nu luați nimic? Ba da, ba da, na, picături de tequila. Picături de tequila? Da, și extract. Și extract de scoică, mă, nea. Păi, domn primar, da. Stați în pat, domne. Nu pot. Nu pot în pat. Sunt la slujbă, mă, nea. Mă, nea. Mă, vrea să mă preseze, mă, o companie, mă, nea. Companiile alea, știm noi. Mă, vrea să se suie pe mine, mă. Vrea să mă încalece, mă, nea. Nu vă lăsați, domn primar. Nu mă las, mă, nea Pleașcă, nu mă las. O să dau piept în piept cu ea. Cu compania asta nemernică. Așa, 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 să ne apărați interesele noastre, ale legătorilor, domn primar. Nu, nu, ca macro. Ce ați spus? Bineînțeles, bineînțeles. Lasă că o să am eu grijă, o să răstorn eu, o să răstorn eu cu picioarele în sus, mă. Așa, așa, să vadă și ea cine e primarul nostru. Că de-aia v-am ales, domn primar. Să dați cu ciocanul în corupție. Dau mâna Pleașcă, mă. Dar să știi că nu e ușor, nu e ușor cu trei, cu timpul o să lupt, că nu mi-e teamă. Le las eu în pielea goală pe companiile astea, mă. Așa, în pielea goală să trăiți, domn primar. O să le bat la fund, mă, o să le bat la fund. Am știut noi alegătorii de ce vă alegem pe dumneavoastră primar. Da. Și vă raportez, o să vă alegem și la anul. Da. Că ne apărați interesele noastre. Păi da-ți dai seama că n-am răbdare. Mă, dă-mă picătură de tequila ăla. Doamna doctor. A venit asistenta, mă, nea Pleașcă, să-mi facă injecție. Aole, vă înțeapă. Nu, o să le înțep eu pe ea, pe asta compania asta. Nu mă las eu, mă. Asta nu vor decât bani, bani, bani. Nea Pleașcă? Da, vă rog. O să intru eu în ele de o să le fac să țipe, mă. Ce mândri! Ce mândri suntem de dumneavoastră, domn primar! Dacă n-ați fi dumneavoastră, am stat în frig și ne mâncați capul. Bă, dar n-am mai fost la sală, mă. Păi sigur, mă, Nea Pleașcă, mă. Cine vă mai dă vă sarmaua gratuită, mă? Dumneavoastră, domn primar. Da castronul cu mazăre de ziua mea, e cel mai frumos cadou pe care ni-l puteați da. De aceea, uniți în cuge și în simțiri, mână-mână, vă raportăm, domn primar, că la anul tot pe dumneavoastră o să vă alegeți. Aole, Nea Pleașcă. Da, vă rog. Aole, mă iau frisoanele, bre. Aole. Las că luptă, Nea Pleașcă, să fii mulțumit de mine, bre. Așa să vă ajute Dumnezeu. La mulți ani. Hai, mă, la mulți ani, la mulți ani. Și Crăciun fericit, bre. Mulțumesc. Așa, sper că ai de toate pe masă. Da, de toate. Așa, chiar, chiar. Chiar ce ai pe masă, mă?
Ce a spus? Ce-ai pe masă? Pe masă am băsoacră, mi-a bine. Zace cu ochii în grindă. Păi vezi, mă, nea pleașcă, mă. Vezi, mă, că eu mă pun de toate pe masă, mă. Închide-mă. Gata, mă, închide că e pe roaming, mă, ce plătim noi. Lăsa să lungește, mă, fetele. Scriitorule, mă! Cine ești dumneata, domnule? Eu sunt Moș Crăciun. Cum Moș Crăciun, domnule? Aha. Pe barba unde ți-e? Barba? Păi mi-au cerut-o politicienii. Au alege la anul. S-o pună la alegători. Și mantia aia roșie, frumoasă. Înferentar, fiule. Și sacul cu daruri? Tot înferentar. Dar ia loc, moșule, eu lucram, eu... Da, uite, m-am pregătit, n-am crezut că o să fie atât de repede. Stai ți-am jos. Ți-am adus niște cărți, cum ai scris. Cărți de bazme. Așa. Că vorba aia, cultura nu se fură. Ca să te inspiri, mă, băiete. Să mă inspir. Vax, vax, moșule. Cine mai citește așa ceva, moșule? În cine, copii? În primul rând... Parlamentarii ne fac o concurență neloială. Și în al doilea rând, poveștile noastre, dacă vrei să ai succes, trebuie să țină pasul cu vremurile moderne. Pe vremurile moderne? Da. Păi poveștile astea au sute de ani, mă, fiule. Lasă asta, moșule. Acum, cum să spun eu dumitale, acum de pildă lupul, așa, o mănâncă pe bunicuță și e așa sănătos. Dar o mănâncă pe scufița roșie și moare. Aha. Morala, scufița era o stricată. Auzi, și cine o să citească bazaconiile astea, mă? Chiar și oamenii mari. Hai, bă, n-ai, uite aici o altă variantă. Aha. Ia uite. Fă-t frumos o întreabă pe Ileana Cosânzeana. Așa. Vrei să te măriți cu mine? Nu, îi răspunse Ileana Cosânzeana. Și așa au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Mă, băiete, mă, trebuie să faci un adevărat tur de forță ca să te adaptezi la poveștile astea moderne. Moșule, mie îmi spui că trebuie să trudești. Păi uite, dacă scriu că prințul a trezit-o pe albă ca zăpada cu un sărut, așa, musai să continui cu o scenă de sex dacă vreau să am succes. Sex? Și copiii ce or să spună, mă, băiete, mă? Eu nu cred că vrei să auzi. Păi nu. Pe urmă, da, la lupta cu zmei. Da. Păi trebuie să ucid cât mai mulți, să fie o baie de sânge. Trimiți și niște pitici, niște pitici să le ia interviul rudelor îndoliate, să auzim cum se plâng și se jeluiesc. Dar în prealabil o să fie o scenă de urmărire între baba Cloanța și prâslea cel voinic. Ori să se sperie copiii, mă, băiete. Păi în comparație cu ce văd ei la televizor, asta e vax. Apoi când vine vorba de fata moșului și de fata babei, dacă nu bag ceva pedofilie și perversiuni, o să arunc povestea la coș. Mă, băiete, tot ce îmi spui mie nu-mi vine să cred, auzi. Mie-mi vine, moșule, mie-mi vine să cred. Pe unde mai pui că cele 12 fete de împărat sunt cumpărate de peștișorul de aur? De pește. Și aruncate pe piața sexului. Dar intervin străjerii și se iscă un omor de-ți lasă gura apă. Aolo. Uite, moșule, uite, citește și dumneata cum trebuie să sune o poveste modernă. Uite, ia aici să vedem, am, mă, băiete, încercările mele. Da. Un crochiu, un mic crochiu, citește, te rog. A fost odată un împărat boșă. Așa. Care avea o fată marfă. Așa. Cu niște balcoane beton. Așa. Mai mișto decât balcoanele, așa, palatului. Și cu niște picioare din dinți. Așa. Că te dileai dacă te uitai la ea. Iar gagica îi spunea în sine ei: ce puii mei, nu mai vine nasolul de zmeu
să mi-o pună pe nisipul fierbinte. Așa. În cele din urmă, iată că pune botul un șmecher de șmecher. Făt mișto. Vezi? Făt mișto. Ei, ce mai spui, moșule? Ce mai spui? Ce să mai spui, mă, băiete? Mai poți să spui ceva? Dar poveștile alea frumoase, care ni le spunea bunica la gura sobei, așa, ca să adormim, alea unde sunt? Ai răbdare, moșule? Ai răbdare, la anul va fi campanie electorală? Și or să te saturi de povești de a dormi copiii.